oraș cu origini străvechi, Delhi era supranumit în antichitate Roma Asiatică. Indienii îl iubesc mult și probabil de aceea îi spun Dili. Astfel, numele orașului amintește de cuvântul Dil, inimă. Unii cercetători consideră că este posibil ca actualul nume să provină de la Rajahul Dilu. Datele istorice vin să susțină ipoteza lingviștilor. În secolul I, înaintea lui Hristos, acest Rajah a stabilit aici capitala, numind-o Dili. În anul 1020, șeful Rajput, Anangapala, ridică Fortul Roșu chiar pe locul pe care se află astăzi partea veche a orașului. 8 secole mai târziu, pe 8 septembrie 1803, englezii ocupă Delhi. După ce în 1857 Delhi avea să devină centru marii mișcări antibritanice, în 1911 guvernamentul englez din India începe construcția orașului New Delhi. Orașul nou era destinat să adăpostească clădirile ministerelor și ale autorităților. Anul următor, în 1912, Delhi detronează Calcuta și devine, în locul ei, capitala Indiei Britanice. Orașul va fi inaugurat abia în 1931, pe 15 februarie. Tot într-o zi de 15, pe 15 august 1947, India și-a obținut independența față de Marea Britanie. Principalul ansamblu arhitectonic al orașului vechi îl reprezintă Fortul Roșu, o uriașă cetate medievală de pe timpul împăratului Akbar. Numele renumitului fort provine de la agresia roșie din care a fost construit, iar masivele sale ziduri adăpostesc mai multe palate mici de marmură. Fortul Roșu are o semnificație aparte pentru indieni, pentru că aici, în 1947, a fost proclamată independența Indiei. În vechiul Delhi se mai păstrează ruinele moscheii Quawat al Islam, care datează de la sfârșitul secolului al XVII-lea, precum și mausoleele lui Alt Masaha din 1235 și al lui Humayun din 1505.